O parte dintre lucrurile interesante pregătite până în miez de zi de gașca de la Neața. Ramona, direct de la Saint-Tropez, n-are probleme cu aerul de România, nu? Nu, dar îi duce lipsa soarelui de acolo. Ai alt bronz, vezi? Da, exact. Și rapid și așa lejer, frumos, noi. E ceva senzație. E bronz, cum ar zice Dănuța, de bogați. Ia, mă mai duc. Mi-a plăcut. Cum? Mi-a plăcut, am avut doar încălzirea, mă mai duc. Da, da, serios? Da, e foarte frumos. Dar tot așa în gașcă? Am planuri mari cu mine. Depinde. Păi cine se oferă? Mi-am făcut conexiuni, ce mai vrei? Deci de lași pe ale tale de opa. Mai, da. Mi-au zis fetele, hai să mergem un weekend la Mamaia, la cluburile de pe litoral, și am zis poftim. Mă scuzați, nu am, pardon. Nu mai pot. Nu mai zici poftim, că ai fost la Saint-Tropez. Da, zici poftam? Da, dar haideți să vorbim despre vremea România. Bună dimineața din nou tuturor. Într-adevăr, am adus și aici vreme foarte frumoasă, specifică acestei perioade din an. Până la urmă este normal să avem între 26 și 34 de grade maxima pe parcursul acestei zile. Vor mai fi și ceva înnorări și poate și precipitații slabe trecătoare prin anumite zone montane, dar nu vorbim de cantități însemnate. Mâine, poimâine, veștile sunt și mai fierbinți, dacă vreți, despre vreme, pentru că temperaturile vor fi și mai crescute. Vorbim de maxime de până la 35-36, poate chiar 37 de grade se vor simți în anumite zone, dar chiar și așa nu scăpăm în totalitate de precipitații. Ele vor mai fi slabe trecătoare, mai ales în zonele de munte și poate puțin prin vestul teritoriului. Am înțeles.